Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. După cum vedeți, suntem aici la Porumbei. Facem încă modificări peste modificări. După cum vedeți din titlu, na, șobolanii au atacat grav. Deci mi-a omorât femela care avea-o cu femela pe care am cumpărat-o ultima dată. Porumbei i-am băgat deocamdată aici, la puișori, pe toți. Uitați femela la ăsta, de aici, cu clema verde. Mi-a mâncat-o. Mi-a mâncat capul la ea. După cum vedeți, este dezastru pe aici. Ce este? Ia uitați. Deci am modificat pe aici. Am scos asta, aici avem o travă de șoareci care nu se bagă deloc la ea. Am pus și pe jos, pe acolo, dar acum sunt, uitați acolo, aia albastră. Deci, după cum vedeți, este dezastru ce este pe aici, dar să vă faceți o comparație cum arată acum și cum va arăta la final. Deci, de dimineață când am venit, am găsit-o moartă, i-am mâncat capul. Și ouăle erau, unul a mai rămas, uitați la acolo, care a murit puiul deja în el, nu mai are, și era o coajă pe jos. Și pe aici este dezastru, în asta. Ia uitați, aici avem cârpele, le-am scos, avem mașina de găuri, bormașina, adică acolo am pus pui, ce bine că nu s-a băgat la ăia. Și după cum vedeți, aici continuă schimbările, am schimbat plăcile acelea cu ce aveam și eu pe aici pe acasă, cu niște USB, am pus, asta este PAL, am pus așa, acolo este o ușă de aia de șifonier de la vechi și le-am prins pe toate. Și scrieți-mi voi în comentarii cu ce ați avea idee să astup șanțul ăsta pe aici, pentru că n-am putut să-l astup. Și mie că dacă n-am cu ce să prind niște pachet de ăsta, să prind așa. N-am nici beton, în afară de beton. Pentru că nu am acum, n-am nici nisip. Și dați-mi voi idei în comentarii, pentru că unii dintre voi mai vă pricepeți, cu ce să astup pe acolo, că sigur va scârma pe aici șobolanii și va intra. Acolo iar trebuie să astup, că este, poate să intre, să iasă lejer Porumbei pe acolo. Dar doar ce pusesem asta aici, am zis să fac un videoclip să vă arăt ce am prins asta pe aici, și va urma și pe acolo. După cum știți, ieri sau alaltă ieri, dar nu v-am spus, am prins și pe acolo, așa. Am prins să nu mai intre nimic și n-am mai intrat pe acolo, dar de dimineață, nu știu, eu m-am gândit că e intrat pe acolo, pe unde am pus parchetul acela, nu știu pe unde, prin colț pe acolo, pe undeva, și cred că s-au supărat și a zis, lasă-mă că ți-arăt eu acum de ce ne-ai astupat asta. Și a atacat femeia și îmi pare foarte rău de ea. Deci, asemenea ghinion, asemenea, nu știu, până acum nu s-a mai băgat niciun șobolan, nici căcăreze, nici nimic, și dintr-o dată așa a atacat. Deci, și va mai urma niște modificări, nu o să mai pun raftul ăla, ăsta de aici, nu o să-l mai pun așa aici, o să-l pun undeva, am trecut spatele ăsta, o să-l pun undeva pe perete aici, și aici va veni ăla de boxe, setul de boxe, da, și o să vă mai fac un update în... când mai fac ceva. Aici tot așa trebuie să prind asta la loc, pentru că l-am dezlipit, pentru că de-abia m-am chinuit, pentru că tot ce vedeți aici am făcut de unul singur, am adus asta, am tăiat, am băgat, am găurit, vă dați seama cât de greu mi-a fost. Și nu mai vă zic că m-am julit și pe aici, deci peste tot, pe la degetele, mâinile, deja începe să mi se facă bătături pe aici. Cât m-am chinuit să țin și ăsta aici, să-l prind în holșuruburi, în negrese, adică de-astea, negrese de-astea,
Și mi-a fost destul de greu, acolo am improvizat tot așa, le-am prins ca lumea alea. Și spuneți-mi în comentarii cu ce s-a stupat pe aici. Chiar vreau să văd părerile voastre. Aici tot așa va mai urma, dar o să vedeți când o să termin, pentru că acum nu este terminat, este cred că 40% terminat. Trebuie să fac curățenie și toate trebuie să fac în câteva ore, pentru că se va însera și na, nu mai am timp. Trebuie să bag porumbei pentru că nu-i las acolo, că mie că nu mai primește puieia. Ia uita și pe aici ce dezordine e. Deci trebuie să le fac pe toate de la capăt. Asta este, mergem înainte. Dar am zis că poate dacă fac astea, poate dacă fac modificările astea, nu se mai bagă șobolani. Și sper ca așa să fie, pentru că m-am săturat să-mi omoare porumbei. Deci, nu știu. Dați-mi și voi idei în comentarii. V-am spus cu ce s-a stupit pe aici, ce părere aveți. Și... nu, ce să mai schimb pe aici prin volieră, că nici eu nu mai știu. Deci am schimbat ăsta, dacă și acum intră, deci nu știu ce să fac. Trebuie neapărat să-mi fac crescătoria nouă, dar n-am acum materialele, n-am banii necesari, n-am nimic. Dar va urma în anii viitori să-mi fac ceva super, super frumos. Și așa v-aș ruga să rămâneți pe canal în următorii ani. Să vedeți. Deci... o să închei aici, bine, acum filmarea asta și voi continua tot în acest videoclip cu alte secvențe, ce am mai făcut așa pe aici, update-uri și așa mai departe. Mă apuc să mai pun pe acolo, să completez așa. Și după vreo, nu știu, 30 de minute, cred, am reușit să fac și colțul acela. M-am gândit că pe aici nu o să mai pun deocamdată. O să văd că nu prea o să am timp, pentru că trebuie să fac pe aici curățenie ca lumea. Să așez, până așez rafturile, adică cuibarele astea, raftul acela de boxe, am mai mie ceva timp, am mai pus și pe aici și asta, am prins și ăsta și pe acolo, am prins și pe aici, unde era gol. Da, și tot nu mi-a venit idee cu ce să astup acest șanț așa, ce să pun în afară de beton, de ciment, de nu știu, chiar nu știu ce să pun. Mai am mult de lucru să fac curat pe aici, pe aici, iar să așez la loc astea, să mut porumbei după, dar am obosit foarte tare, pentru că m-am chinuit foarte mult să prind toate acestea. Și, na, nu arată el cel mai frumos așa perete, dar asta este. Am făcut și eu din ce am avut, cum ce am putut, cum am putut. Na, poate o să mai zică unii că, na, acolo nu e drept, acolo vine urât, aici apare urât, aici nu știu cum, dar asta este. Atât am putut și eu să fac singur, na. O să fac și pe aici curat, pe jos. Chiar dacă nu este prea murdărie pe jos, dar o să fac și acolo, fac și aici neapărat și asta este, mai revin mai târziu. Și după câteva ore bune de când am făcut ultimul update, adică voi îl vedeți imediat, dar au trecut ceva ore, am reușit, este ceasul 6:30 seara. Deja se lasă seară, nu se înserează acum, se înserează tocmai, se face business de-abia pe la 10, 10 și ceva, 11, noaptea. Am reușit și eu să finalizez în sfârșit asta, am băgat și porumbei, pentru că îi băgasem aici la ăștia. O să vă mai arăt, cred că în alt videoclip. I-am cumpărat hrănitoare și ce mai trebuie la pui. O să vedeți în videoclipul următor. Abonați-vă pe canal să-l vedeți. Avem acolo puișuri de carne, dar acum facem videoclip la porumbei. Deci am zis că am reușit să finalizez. Am strâns toate astea de pe jos. Am băgat toate alea.
Am măturat puțin. Acum haideți să vă și arăt cum arată acum. Aici, uitați. Asta este coaja de la oul ăla, de la femeluța aceea, care el arată tot așa șobolană. Și astea deja știți și bum. Deci, după cum știți, era ăla, raftul ăla, era acolo, era pus pe peretele acesta și ăsta era în colțul ăsta. Dar acum le-am inversat cum ar veni. N-am mai pus nicio stinghie pe aici, pentru că au destule așezători pe aici. Poate să stea și fiecare pe cât o boxă de aia, poate să stea pe astea, pe aici. Ia uitați câte au, câte i-am pus. Deci au loc acum. Au și aici, au și pe aici, au și pe scară, au și pe scara aia. Scara i-am pus-o doar. Pe jos am pus alea provizorii așa, pentru că nu știu ce să pun. V-am spus, dați și voi un comentariu. Eu aș zice să pun niște spumă. Voi ce ziceți? Nu știu, ori așa goală să dau alea la o parte, ori să lipesc acel parchet cu spumă. M-am gândit foarte bine. Și cred că asta este singura variantă, pentru că altă variantă nu am. Mă uitam acum că nu mai vedeam un pui de acolo, dar este deja, nu mai știu să vorbesc, este dat jos din cuib, este tot acolo în boxă, dar nu se vede de ăla. Părinții vin, îi dau să mănânce. Acum să vedem, vă mai țin și pe voi la curent cu ce se mai întâmplă pe aici prin volieră, dacă mai apare câte ceva. Eu n-aș mai vrea să apară nimic pentru că m-am săturat, credeți-mă că m-am săturat la câți porumbei mi-au omorât. Cred că, nu știu, câteva sute de lei bune. Până în 3-400 de lei am pierdut de anul trecut până acum. În momentul ăsta, cam 400 de lei am pierdut numai ce-am dat pe porumbei ăia pe care mi-au omorât. Bine că nu este o avere, dar este acolo niște bănuți, na. Și eu zic că arată și mult mai bine, așa, ăla acolo și ăsta aici. Deci, așa o să le las de acum încolo. Fix așa. Afară n-am schimbat nimic, tot aceleași. Aici n-am schimbat nimic, am făcut doar puțină curățenie. Aici este capcana de șoareci și ar trebui să o pun și aici. La capcană nu se bag. Deși am dezinfectat-o, am pus-o în apă fiartă. Dar, nu știu, cred că au tot ei un miros de ăsta, nu știu. N-am putut să filmez, mai dată gândesc să filmez ce fac pe aici, dar n-am putut să pun telefonul, dacă aveam o cameră mai așa cu trepied cu asta, știu că pot să-mi iau și la telefonul în trepied, dar na, nu-mi iau acum, pentru că nu este pe primul plan să-mi iau un trepied la telefon, pentru că pot să vă filmez și așa. Da, și cam astea sunt modificările pe care le-am făcut, care m-a făcut să le fac, șobolanul m-a făcut să fac modificările astea. Da, eu sper să nu mai intre, pentru că am astupat pe acolo, nu mai are, mai are o găurică, uite atâta. O să o astup și pe aia, o să pun niște burete, niște de-astea așa. Pe acolo, pe sus, nu mai are. Am dat-o asta și nu mai se vede acum, pentru că am pus parchet din ăla și nu mai are spațiu deloc. Da, o să urmează, nu știu, când mai am timp așa, și pe aici să pun așa parchet. Mai mi-a rămas ceva bucăți de parchet, nu mai am foarte multe și am zis prima dată să fac, dar după aia am zis că nu mai are rost acum. Următorul lucru pe care vreau să mi-l achiziționez
Vreau să fiu un spurnic, să învăț pui afară, să-i mai dau și drum la cei doi porumbei. Ăia de acolo trebuie să mergem la ei să viară că începe să ciufunească ouăle. Chiar acum vom merge. Și eu cred că șubul ăla intră și pe aici, de-aia am pus și aia, dar trebuie să mai pun eu acum, să pun altceva. Ia uitați buțanul, care a fost la mine acum un an și ceva. Bine că toți am început cu guțani, deci va urma și un videoclip la puișori. Deci urmăriți videoclipurile la puișori. Aici masculașul, na, stă și el să odihnește. Și haideți să vedem aici femela. Deci după cum vedeți, aici nu știu dacă se focalizează. Nu vrea să focalizeze camera asta, nu știu ce are. Mișcă în interior. Nu știu ce are, de nu vrea să focalizeze. Da, dar se vede. Ăsta este ciocnit mai mult, ăsta este așa. Sper să se vadă mai bine. Da. Jos avem iepurași și da. Cam astea sunt așa, modificările, noutățile, după cum vedeți. Abonați-vă și voi acolo, dați un like, un subscribe, adică abonați-vă, nu mai știu ce, scuzați-mă, dar nu mai știu ce vorbesc. Cred că am uitat să vă spun, după cum știți, ăla a plecat, puiul ăla, n-a mai venit. Eu sper să vină, dar nu prea cred că mai vine dacă n-a mai venit până acum, dar na, asta este. Mi-am achiziționat încă unul, tot de la băiatul acela, și anume ăsta, fix ăsta, primul, a fost scos din părinți albi, dar el a dat pe alb și la aripa asta, după cum vedeți, puțin argintiu, dar nu se focalizează bine, uitați puțin, uitați, la aripa asta are puțin argintiu, dar a fost scos din părinții albi. Alb curat. Da. Deci cam atât cu acest videoclip. I-am pus în apă și vitamine. Ia uite și de aici cum se vede în interior. Da. Deci cam atât. V-am spus, nu uitați și voi de acolo să vă abonați, să dați un like, să ajungem la cât mai repede la 1000 de abonați. Și cam atât. Noi ne vedem, bineînțeles, la următorul video. Pa!